Domnule primar, se succed cu repeziciune momentele istorice în ceea ce privește Spitalul Regional de Urgențe. De vreo 5-6 ani, momentele acestea istorice se folosesc cam de toți politicienii Iașului, sunt folosite, și nu doar alături de miniștri, de simpli cetățeni. S-a semnat certificatul de urbanism ieri la Iași, un alt moment istoric. Dar când vom avea prima cărămidă peste cărămidă în Marea de Vânt? Da, e o întrebare, cred că, mai firească decât semnarea unui document care oricum trebuie să le eliberezi, când trebuie să fii inconștient să blochezi eliberarea unui act administrativ, mai ales pentru investiții de acest tip, în condițiile în care așa parcurs etapele legale, firești. Am și declarat în cursul zilei de astăzi, noi prognozăm ca în luna martie, anul viitor, 2023, să primim cererea și documentația, evident, pentru eliberarea autorizației de construire. Asta înseamnă că, odată cu eliberarea autorizației de construire, vor putea fi demarate procedurile publice de achiziție pentru lucrări. Deci, spre sfârșitul anului 2023, am putea îndrăzni să avem un constructor care să înceapă să sape acolo, să înceapă, practic, construirea efectivă. E un calendar, din punctul meu de vedere, real sau realist, ca să nu ies din termenii Ministerului Sănătății. Și sigur, acest proiect ar trebui să fie desprins de clasa politică. Este un proiect, să spunem, de regiune, este un proiect care aparține țării și este un proiect care aparține viitorului pacient. În condițiile în care serviciile noastre medicale de urgență, în special, suferă foarte mult din lipsa unor spații adecvate. Vă invit să vedeți Spitalul de Oncologie. Să vedeți ce aglomerație permanentă este acolo. Vă invit să vedeți Spiridonul, unde practic nu mai găsești un pat liber, sau toate celelalte spitale care desfășoară și activități și servicii medicale acute, și situația nu este nici pe departe una pozitivă. Alături de Spitalul acesta regional de urgență, Iașu va avea un institut regional de boli cardiovasculare nou-nouț, va avea un nou spital regional de boli respiratorii, Spitalul de boli infecțioase va căpăta o nouă înfățișare. Ce se va întâmpla în cele din urmă la Spitalul Județean Sfântul Spiridon, că tot ați adus în discuție? Noi purtăm, să spunem, o corespondență și o analiză permanentă cu Ministerul, care și-a luat un consultant în această direcție și care, practic, ține sub control modalitatea de implementare a proiectului Spitalului Regional de Urgență, împreună cu finanțatorul, care este Banca Europeană, și împreună cu finanțatorul, care este Comisia Europeană, cu banii nerambursabili. Spitalul Sfântul Spiridon va trebui să-și urmărească mai departe o traiectorie în care ponderea serviciilor medicale nu vor mai fi de natura celor acute, adică de urgență sau pentru, să spunem, intervenții în caz de urgență. Deci se va duce probabil spre o profilaxie complementară activității spitalului regional. Acolo se întâmplă intervenția de urgență, după care continuarea tratamentului medical se poate face și la Sfântul Spiridon. Noi am mai venit cu propunerea de preluare acestui spital sub statutul unui spital universitar, așa cum de altfel și este, dar în strânsă legătură sau în totală legătură cu Universitatea de Medicină și Farmacie, să rămână un spital școală pentru viitorii medici care vor fi pregătiți la universitatea noastră, cu păstrarea unor secții, să spunem, de boli cronice, care să completeze lipsa de paturi la nivel local și regional. Și care ar fi cea mai la îndemână soluție? Eu cred că cea cu spitalul universitar, unde ar putea să-și păstreze și blocuri operatorii care se duc la pregătirea mai judicioasă a viitorilor medici, alături de, să spunem, spital de ORL, de gastroenterologie, care ar putea deveni chiar și institut și care n-ar avea nimic de a face cu Spitalul Regional de Urgență. Există un plan pentru continuarea investițiilor în sănătate în municipiul Iași? Mă refer la Spitalul Parhon, la recuperare, care sunt instituții care sunt în subordinea primăriei. Nu numai că există un plan, noi facem. Nu rămânem doar la nivelul unor discuții. Sper ca până la sfârșitul lunii mai să vă prezint și nou ATI al nostru de la Spitalul Parhon. Știți că anul trecut am finalizat un bloc operator cu 4 săli de operații modern, unde s-au petrecut cele mai multe intervenții de transplant renal din țară, și până la sfârșitul lunii mai vrem să inaugurăm și nou ATI. 16 paturi de ATI
toate grupate pe același etaj și care am și făcut câteva postări, arată într-un mod cât se poate de european și la nivelul unor tehnologii de ultimă generație. Deci asta este ceea ce facem noi prin efortul nostru al municipiului Iași. La Parhon continuăm lucrările de modernizare pe cele 3 etaje, 3, 4 și 5 pe fiecare tronson. Mai intrăm în Consiliul Local și luna aceasta cu aprobarea unor indicatori economici pentru etajul 5 și continuăm investiția. Se investește și în momentul de față, plus implementarea fondurilor europene. Noi n-am așteptat să ne vină de la Ministerul Sănătății toate sumele de bani. Implementăm și fondul european de 14 milioane la Spitalul de Recuperare pe Eficiență Energetică și avem cel mai mare număr de roboți specializați pe recuperare ortopedică din țară, care funcționează și care tratează toată Moldova. Interesant. Existau la un moment dat defibrilatoare la cele montate în anumite zone ale orașului. Cât de eficient s-a dovedit proiectul acesta în timp? Mai funcționează? Ele sunt date în grija Asociației Ambulanța Live. Știți că am încheiat un parteneriat și ele țin în control, le schimbă bateriile, le verifică, le folosesc și le-au folosit și pe parcursul pandemiei în centrele noastre de primire pentru persoane fără adăpost. Sigur, nu este suficient doar să existe, trebuie să fie și personalul care să știe să-l folosească. Defibrilatorul nu este un instrument medical la îndemâna oricui. Pentru că din dorința de a face bine, dacă nu-l manipulezi cum trebuie, poți să faci mai mult rău, poți să aduci persoana dintr-un preinfarct într-un infarct foarte rapid, așa încât ele rămân la îndemâna unor persoane care se pricep. De asta am apelat la un ONG, este, să spunem, unul din cele mai active ONG-uri de pe plan local în domeniul medical, Ambulanța Life, cu care, zicem, noi colaborăm foarte mult. Le-au folosit? N-au declarat utilizarea lor în condiții de urgență. Ele au venit, să spunem, ca o formulă de sprijin din partea unei autorități locale, noi neavând, să spunem, în mod direct atribuții în domeniul medical. Le-am pus la dispoziție, avem un ONG specializat, deci în condițiile în care se va dori utilizarea lor, au și cum. Războiul din Ucraina a readus în atenție problema adăposturilor antiaeriene. Nu era tocmai o situație plăcută în acest sens la Iași. Ce s-a întâmplat între timp? Au devenit toate aceste adăposturi funcționale? Nu. Și nici nu vor deveni așa repede toate funcționale. Noi, să spunem, avem o meteahnă. Dar cred că stă în ADN-ul românilor, știți foarte bine, generalul Mackensen, după ce a avut primele discuții și a văzut felul în care se organizează românii și felul în care au fost primele bătălii împotriva Germaniei din primul război mondial, a spus un lucru cât se poate de adevărat în cele din urmă, din păcate pentru noi. Românii sunt foarte buni, se organizează mai bine ca noi, mai rapid, dar le trece repede. Și noi, de fiecare dată ne organizăm pe repede înainte, când apare un incident, a apărut un cutremur, ne-am apucat de treabă cu ele, a apărut un incident militar, ne-am apucat de treabă cu ele, au mai apărut nu știu ce incidente, ne amintim de ele, dar ne trece repede. Pentru că suntem copleșiți de alte lucruri și alte lucruri care te decongestionează de pe o problemă și te implică în alta. Ele nu pot să rămână în felul acesta aici, trebuie să fie preluate din perspectiva mea împreună cu armata. Și am mai spus odată chestia asta. De ce? Pentru că instituțiile civile au fost ușor cam interferite după Revoluție și s-au decredibilizat. Știți foarte bine și care este clansamentul instituțiilor civile din România. Ei, cea mai credibilă instituție a statului este armata. În momentul în care vine armata și își pune o ștampilă și spune pe acesta adăpost nu se mai intră pentru că armata a decis, lucrurile intră. Noi putem, sigur, să sprijinim toate celelalte demersuri. Dar odată ce rigoarea militară intervine și ștampila oficiala Ministerului Apărării arată foarte clar că aceste adăposturi sunt mai mult decât necesare, lucrurile se vor schimba. Între timp, le-am inventariat, le știm, reparăm la cele care sunt publice, notificat fiecare asociație de proprietari să elibereze cele care sunt ocupate cu murături și cauciucuri uzate și să sperăm că nu o să avem nevoie de ele. Există la nivelul municipalității un proiect privind amenajarea de noi astfel de spații, dat fiind faptul că totuși sunt foarte, foarte puține. Nu există niciun stat în lumea asta, nici din rândul celor mai bogate, cu atât mai mult cele mai sărace, care să-și poată permite adăposturi pentru întreaga populație. Gândiți-vă că ar trebui adăposturi pentru 400.000 de locuitori, adică ar trebui să mai avem un oraș subteran aproape de aceeași capacitate. Nu poate nimeni. Capacitățile de adăpostire sunt cele pe care le indică legea, într-un
procent, 5 până la 10% din totalul populației active a unui oraș, a unui stat, funcție de legislația fiecărui stat. Pe urmare, niciodată nu se va putea ajunge acolo, n-a reușit acest lucru nici Germania, nici Rusia, nici Japonia, nici alte state. Și nu vor reuși pentru că este practic imposibil. Dar noi le îngrijim pe cele pe care le avem. Pentru că adăposturile din clădirile publice, în special cele construite pe lângă blocurile de locuințe, cele care le-am făcut noi, sunt curate, funcționale, încălzite, igienizate, tot, avem adăposturi de comandă, deci noi putem, în situația, Doamne ferește, a unui conflict militar sau orice altă situație care va determina utilizarea lor, să ne facem un centru de comandă subteran, de unde să comunicăm, să întreținem acolo o echipă de comandă și să putem coordona activitățile de la suprafață. Fiecare an îl verific, avem filtre, avem ventilație, avem lumină, avem generatoare, avem tot ce ne trebuie să putem coordona un adăpost de comandă și, sigur, adăposturile de pe lângă celelalte instituții publice care nu sunt ale noastre, spitale, școli, etc., care sunt și ele de asemenea întreținute. Ce facem cu planul de urbanism general al orașului? Câtă urgență mai există în această direcție? Vă întreb doar ce apar blocuri peste tot, în fiecare zi, pe oriunde, pe orice petec de pământ, sub ferestrele oamenilor. Nu e chiar așa, nu chiar pe orice petec de pământ, nu există decât acolo unde dai de un cetățean certat cu el însuși, în primul rând, că își dă seama că nu poate să îndrăznească atât de mult, așa cum unii demolează fără acte, alții mai și construiesc fără acte, dar ele sunt, în cele de urmă, cea mai mare parte despre ceea ce vorbim, sunt reglementate. Planul urbanistic general nu poate reglementa niciodată construcțiile de acest tip, totdeauna ele sunt reglementate pentru altă documentație de urbanism. Planul general, urbanistic general nu poate de asemenea, să spunem, interzice. Deci el poate să reglementeze sau, dacă e nevoie de o suprareglementare, intervin cu un plan urbanistic care detaliază, cum ar fi unul zonal sau chiar de detalii. În schimb, PUG-ul a pornit, avem deja o firmă desemnată câștigătoare pentru elaborarea planului urbanistic de zonă centrală, care este cea mai importantă parte, licitații pentru elaborarea studiilor de circulație, a studiilor istorice, a studiului de mediu, sunt pornite toate și o parte deja sunt susținute și trecem la semnarea de contract, urmând ca la urmă să integrăm în planul urbanistic general toată această documentație. Am înțeles. Unii construiesc, alții demolează, spuneați, fără aprobare. Cum a fost posibil ca anul 3 Sarmale să fie dărâmat într-un oraș înțesat de polițiști, să spunem? Păi exact așa cum vedeți. Unul își demolează casa, cum a făcut acest cetățean, altul își bate soția și alungă copiii de acasă și ajunge tot în pușcărie, alții mai fac nu știu ce ilegalități. Nu o să poate exista niciodată un polițist la fiecare ușă. Și sigur, cred că niciodată nu ne dorim lucrul ăsta, vremurile au trecut. Pe mine, ca primar, mă surprinde următoarea abordare. 1. Te-a făcut Dumnezeu proprietar pe un brand. Hanul 3 Sarmale, chiar dacă nu este sau nu era monument istoric, era un brand totuși. E mare păcat că n-ai reușit să-l exploatezi așa cum orice alt investitor în alimentație publică s-ar fi bucurat. Eticheta cu care va porni în acest business este una deja denaturată. Eu nu știu câți dintre ieșeni, cel puțin o perioadă de timp, ar putea intra în acea clădire nouă fiind ea și să scrie acolo, aici a fost Hanul 3 Sarmale. Păi și ăsta era tot nou. Era tot nou. Provenea dintr-o altă demolare, dar nu trebuie să reiterăm dacă unii au fost eronați, trebuie să devenim. Eu, asta e perspectiva mea, ca cetățean, nu ca primar. Ca primar am călcat legea. Era foarte simplu să încerce să-și obțină o autorizație de demolare dacă considera că acea clădire se autoprăbușește. Au sesizat inspectoratul în construcție asupra stării de degradare evidente care avea clădirea și asupra stării de autodemolare. Este un document care l-au emis și l-au trimis către inspectorat în perioada precedentă, anunțându-i că vor proceda la demolarea ei în regim de urgență, dar acest lucru se putea face și printr-o înștiințare a primăriei și prin încercarea de a obține un document. În rest, mai departe, nu vreau să judec. Ei nu înțeleg și e păcat că sunt oameni citiți, că între adevăr și emoția pe care o creează o faptă sunt distanțe foarte mari. S-ar putea emoția unui neadevăr să fie mai puternică decât adevărul însuși.
Prin urmare, cam acest lucru s-a întâmplat. A creat emoția unui lucru întâmplat. Toată lumea când aude de Hanul Trei Sarmale, mai ales din generația veche, și imaginează că acolo era Palatul Culturii, că poate a fost momentul tinereților, a unei petreceri pe care o ține minte ca un lucru memorabil, etc., etc. Iar tânăra generație, pentru care Hanul Trei Sarmale este un edificiu al comunismului care nu mai avea nicio importanță istorică. Deci, oricum s-a băgat într-o chestie emoțională. Ori așa, ori așa. N-a procedat corect. E păcat că mai avem astfel de lucruri în comunitate, în condițiile în care și media, și nu numai, titrează, că atenție mare, sunt căi legale, încercați să le treceți, că nu se întâmplă peste noapte. Pentru că nu se poate întâmpla peste noapte, că nu suntem singuri în orașul ăsta. Să trebuie aprobări, avize, autorizații. Și e clar că nu le poți lua toate în același timp, că nu le obții nicăieri în același timp. Mai ales acolo unde sunt clădiri care au și un istoric mai aparte. Am înțeles. Spațiile verzi fac Iașul mai plăcut, sunt caracteristice chiar unui astfel de oraș. Bun, însă dacă ar fi să ne luăm după normativele Uniunii Europene, nu ne prea ajung aceste spații verzi. Ce gândește municipalitatea în această direcție? Noi avem două inițiative majore. Unul, prima dintre ele, care de altfel am în două mi-aparțin. Orice plan de reglementare urbanistică care transformă o zonă, să spunem, neconstruită într-o zonă construită, vine cu obligația din temă, pentru că avizul de oportunitate ajunge la mine, ca măcar 30% din suprafață să devină spațiu verde. Și a doua chestiune, în tema pentru reglementarea viitorului intravilan, care face obiectul Pugului și care a fost analizată deja și studiată în regulamentul Pugului, ce a fost trimis către Ministerul Dezvoltării, am cerut în mod expres toată extinderea de intravilan trebuie făcută cu 30% spațiu verde. Asta înseamnă că cele circa 1000 de hectare, cât reprezintă diferența, cele circa 3000 de hectare, cât reprezintă diferența dintre suprafața administrativ-teritorială și intravilanul de astăzi, prin extindere, vor aduce 30%, adică 1000 de hectare ca spații verzi. Sigur, o parte dintre ele vor fi spații verzi compacte, de tipul pâlcuri de pădure sau chiar păduri, trunchiuri de păduri mai mari, care sunt acum în proprietate privată. Altele vor fi spații verzi construite și amenajate pe lângă alte edificii. Deci, în felul acesta, Iașu are perspectiva pentru încă 1000 de hectare de spații verzi pe ansamblu suprafeței sale, doar prin reglementări. Pasul cel mai important, tot noi l-am făcut, care am reușit în 3 ani de zile să schimbăm aproape în totalitate fața orașului prin punerea în valoare a spațiilor verzi existente. E adevărat, într-o muncă titanică, gândiți-vă că noi vorbim despre spații verzi amenajate jurul unor blocuri din anii 50-60, care între timp deveniseră orice, dar numai un spațiu verde de calitate și care presupune foarte multă muncă, dar e bine că se petrece. Noi avem două aturi al acestui oraș, care ne țin, să spunem, pe prima pagină ca destinație turistică. Curățenia și spațiile verzi. Cu doi directori la care eu țin foarte mult, cel de la salubritate și cel de la servicii publice, care zi și noapte sunt alături de mine. Este păcat că există un atac politic împotriva celor două companii, s-a văzut și de la votarea bugetului și din alte discuții publice pe care le avansează unele partide. Aceste două instituții trebuie susținute, finanțate și puse în slujba cetățenilor. Sunt imaginea noastră. Cum se iau acum unei bătrânice dreptul, puținele drepturi care le mai are, pentru că vârsta nu-i mai dă voie să-și mai ia viața chiar în deplinătate ca în tinerețe, să se mai se iau bucuria de a mai ieși într-un spațiu verde, să mai vadă și o floare, să vadă o bancă, pentru că practic e cam orice bucurie o mai avea. Prin urmare, acolo voi insista în continuare și sigur curățenia, care e emblema noastră. Avem cea mai bună companie de salubritate din România și ne mândrim cu asta. Ce șantiere veți deschide în acesta? Pe cine va deranja municipalitatea? Păi o să deranjăm. O să deranjăm cu străzile care intră în modernizare. Ați văzut că ne-am apucat pe zona Țicău. Am mai avut și telefoane și, în fine, e zgomot că s-a făcut praf. Așa este, s-a făcut zgomot de praf, dar ne continuăm tot planul de investiții pe care le avem pe zona Țicău. Am câștigat contestația și pentru cea al doilea pachet de străzi de pe zona Copou, Văscăuțeanu, Turcu, Pojănicii, toată partea care este spre Toma Cozma, Nicolae Strate și ieșirea Văscăuțeană.
cum spuneam, Șalea Copou, și cu asta dăm drumul la al doilea pachet la lucrări, deja vom semna contractul săptămâna viitoare, deranjăm și acolo, ne continuăm lucrările pe Munteni, Roată, toate celelalte străzi care sunt la semnat și îi deranjăm un pic și pe cei din Crucea Roșie și sigur că da, așteptăm fondurile europene, cele din PNRR, noi acolo mai avem încă 22 de străzi date la finanțare și sperăm să le vedem cât mai repede, să încercăm să rulăm și aceste sume de bani. Când spuneți cât mai repede, vă referiți la un orizont de așteptare? De anul acesta. De anul acesta. Anul acesta. Între timp începem să închidem și noi șantiere. Am închis Braunstein-ul, închidem săptămâna viitoare după Paști și Muzeul de Istorie Naturală, acolo deja facem spațiile verzi de afară. Mai avem un pic de așteptat, dar până la sfârșitul anului închidem și Baia Crucească și venim cu tot cu modernizarea străzii din fața Băii Turcești, deci ușor, ușor mai închidem un pic din șantiere, rămân deschise în continuare grădinițele, 4 grădinițe în lucru în momentul de față, cu care practic vom avea o parte, vor începe anul școlar 2023-2024 și o parte 2024-2025. Sală polivalentă, nu vă mai întreb de stadion, nici de echipa de fotbal, nici de... Puteți să mă întrebați, sală polivalentă, suntem, să spunem, cel mai aproape ca și edificiu viitor al Iașului, sumă mare de care avem nevoie, aproape 100 de milioane de euro, cu tot cu TVA, sumă pe care ne va finanța Guvernul României și noi sperăm până la sfârșitul acestui an să avem chiar și autorizația de construire. Documentația este finalizată, actualizată, trimisă la Compania Națională, discutată politic în interiorul Partidului Național Liberal, discutată politic și cu partenerul Partidul Social Democrat și UDMR. Prin urmare, avem toate premisele să dăm drumul la sala polivalentă pentru Iași, un centru regional, am spus noi, pentru că, practic, o să încercăm să adunăm cât mai multe competiții acolo, să o facem cât mai activă. Creșteri salariale în detrimentul investițiilor, aveți de ales? Nu, nu avem de ales. Pentru că o țară cu oameni pe stradă nu face nici investiții. N-ai să te duci la servici cu burta goală pentru că n-ai să muncești de calitate. Mai mult ai să strici, ai să consumi și timp, și unelte, și materiale care vor depăși cu mult o creștere salarială. Deci, situația este tragică la nivel mondial. Inflația a crescut cu minim 10%, dar părerea mea că se va duce în minim 25% până la sfârșitul anului. Pâinea s-a dublat în unele sectoare, în funcție de tipul de pâine. Nu mai vorbim de ulei, nu mai vorbim de material, de alimentele de bază. Lăsăm pe cele de lux. Prin urmare, nu poți cere unui om nehrănit să fie productiv. Motiv pentru care am dat dispoziții tuturor colegilor mei să găsească soluții legale și rapide pentru creșteri salariale la toate societățile comerciale, lucru care se și întâmplă în momentul de față. Încercăm și am găsit soluții și pentru lucrătorii din CET și sigur, deocamdată în domeniul public nu se permite acest lucru. Noi avem o lege care spune că salariile anului 2022 se calculează la nivelul 1 decembrie anului precedent. Prin urmare, fondul nostru de salarii a fost blocat, urmând să vedem în ce manieră legea va permite o indexare cu indicele de inflație. Înțeles. Mulțumesc frumos! Cu drag!